Bună seara tuturor! China este o lume fascinantă. Dincolo de evoluția economică spectaculoasă pe care o cunoaștem cu toți astăzi sau de imaginea pe care am putea o avea față de această țară ca urmare a interacțiunii cu micul comerciant chinez pe care îl găsim mai peste tot în România, deci dincolo de aceste lucruri, această țară ascunde secrete spirituale la care au acces foarte puțini oameni. În această emisiune vă propun să pătrundem într-o zonă specială a Chinei, în partea ei magică și să vedem care este astăzi abordarea spiritualității în China, care sunt tradițiile, să vorbim despre secretele maestrilor chinezi, oameni cu capacități deosebite. Pentru a face această incursiune, l-am invitat în studio pe un om care a fost adeseori în China, un om care s-a întâlnit cu maestrii chinezi și, prin urmare, ne poate spune multe lucruri deosebit de interesante despre această parte magică a Chinei. O China care a reușit să iasă din comunismul sângeros de acum niște decenii și se dezvoltă pe multiple planuri. Îl salutăm așadar pe Adrian Cranta, prietenul nostru, un om care are multe să ne povestească despre China și maestrii chinezi. Bună seara și bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit! La întrebarea care s-a pus, și anume, ce stă în spatele acestei dezvoltări care o vedem în ce în ce mai clar în China, atât la nivel extern, cât și la nivel intern. Un singur răspuns, educația. Dar ne întrebăm ce stă în spatele educației. În primul rând, istoria. În al doilea rând, valorile care au creat acest arhetip sub care mai multe țărișoare, mai multe provincii, multe popoare s-au unit și au creat ceea ce noi cunoaștem astăzi sub denumirea de China. Când vorbim despre educație, vorbim în primul rând despre scop, vorbim în primul rând despre ce este diferit între Est și Vest. Pentru că există o diferență clară și această diferență face diferența de evoluție. Preocupările mele vis-a-vis de China s-au întins în ultimii 30 de ani, începând cu partea istorică și aprofundând în ce în ce mai mult partea ezoterică, partea spirituală. La ora actuală există o luptă între oameni care consideră că partea spirituală deja a apus și că nu mai avem ce face cu ea. Și nici nu mai avem nevoie. Mă refer la ce se întâmplă în Occident. Da. Și oameni care consideră că mai mult decât oricând, fără o dezvoltare spirituală, nu vom putea face saltul către o nouă abordare a vieții, a lumii, a cunoașterii. Eu aș face o paralelă aici cu România și prin comparație, iată o China care explodează prin toate punctele de vedere, unde tradiția și istoria sunt puse pe o primă poziție sau pe primele poziții în viața chinezilor, și o Românie în care istoria este falsificată sau este îngropată, în care educația este la pământ și să nu ne lăsăm păcăliți de succesele olimpicilor noștri, care sunt excepțiile, da? Care nu confirmă un sistem educațional excepțional, deci ci doar că România are niște valori care reușesc să facă performanță chiar și în contextul unor probleme educaționale grave. România este în picaj. Este în implozie. Să nu ne păcălească din nou așa numită creștere economică, da? Pentru că este, nu spune foarte multe, e o statistică
oficială deja, care arată că la nivel de grupuri de firme, da, care controlează o mare parte din bunurile și afaceri din România, doar vreo 12% mai reprezintă capital românesc și aproape 90% este capital extern. Deci România este vândută, cumpărată, românii nu mai sunt proprietari pe România. Și atunci, prin comparație, dacă facem paralela între ce se întâmplă în China, unde avem, sigur, avem parte și de o populație mult mai ordonată, specificul chinezilor, japonezilor, care sunt meticuloși, mai supuși, într-un anumit sens, unei conduceri, da? Dar acolo educația și spiritualitatea merg mână în mână. Să nu-și imagineze oamenii că astăzi China, făcând o combinație între comunism și capitalism, ca și acum, pe vremea lui Mao, distrug tot ce înseamnă spiritualitate. Se dezvoltă foarte mult în aceste zile. Te rog să continuăm să fac paralela asta ca să vedem de ce noi suntem unde suntem și un stat ca, precum China, evoluează atât de puternic pe toate planurile. Pentru că și o evoluție reală a unui stat, pe orice plan, are în spate educație, cultură, tradiție și conștientizarea istoriei proprii. Astăzi, în România, după părerea mea, este un atentat la adresa României prin tot ce se întâmplă legat de istorie și educație. Atentat la siguranța națională din acest punct de vedere. Să ne întoarcem în China. Pentru a înțelege mai bine răspunsul care îl voi da, aș vrea să clarificăm încă de la bun început faptul că când noi vorbim de România, noi nu mai putem vorbi de țară. Ne putem vorbi de popor. Acum, când lucrurile decad și țara a ajuns în această situație care ai specificat-o, atenția noastră trebuie să se concentreze pe popor. Pentru că a aduce valori, a aduce informații, a aduce un plus de educație către popor, va aduce un salt al conștiinței poporului, deci nivelul conștiinței poporului va crește până când va reuși să își reia acel spațiu numit țară. Faptul că conștiința lui a scăzut după 89 încoace, într-un ritm amețitor, a dus la scăderea conștiinței naționale și a dus la pierderea acelei extraordinare conturări a identității valorilor românești. Și acum, revenind la povestea asta, deci, dacă noi vorbim de olimpicii din România, acestea sunt excepții. Deci, suntem într-o situație în care se fac prea puține lucruri sau aproape mai nimic în direcția educației. Suntem într-o situație în care trebuie să ne revizuim un pic sistemul de valori pentru a ne păstra identitatea ca popor. Și eu cred că această țară, China, indiferent de ce spune presa occidentală care are alte interese despre ea, poate fi un model pentru România, un model de dezvoltare nu numai economică, ci și spirituală. Și cred că, nu vreau să facem politică la această emisiune, dar ținând cont de relațiile tradițional bune dintre România și China, un parteneriat mai consistent cu acest colos mondial în acest moment ne-ar fi de mare folos. În primul rând, este printre puținele țări care moneda națională e acoperită în aur, nu odată, ci de 3 până la 4 ori valoarea în aur. Asta spune enorm de mult. În al doilea rând, dacă privim istoria, ei nu au dus lupte de cucerire, de invazie și putem spune că, într-adevăr, au influențat țările din jur prin mijloace culturale, prin descoperiri,
prin ridicarea nivelului de conștiință uman, valabil pentru întreaga umanitate, nu numai pentru cei care sunt acolo. Deci, sunt câteva motive pentru care, da, ar trebui să învățăm din situația lor. Tot ce s-a întâmplat cu ei este ceva extrem de rapid. Gândiți-vă că în anii 80 noi exportam televizoare alb-negru, acele televizoare Sirius, și mașini și alte lucruri, către China și utilaje și grele. Și erau considerate producții considerate super bune, calitate-preț. Da? Da. Deci asta se întâmpla în anii 80. Gândiți-vă că în anii 86, 87, 88 au importat de la noi sisteme de calcul și calculatoarele acelea care se făceau la IPRS Băneasa și erau foarte mulțumiți. Cum de într-un timp atât de scurt noi ne-am dus atât de jos și ei au urcat atât de sus? Aici este o întrebare care ar trebui fiecare să-ți răspundă. Bun, acum n-aș vrea să mai rămânem în zona de politică, geopolitică și altele, să mergem în zona spirituală, zona magică a Chinei, ca să respectatorii noștri să afle mai multe despre aceste lucruri. Haideți să începem cu o poveste. Oamenii caută fericirea. Ei caută fericirea, caută bucuria, caută mulțumirea. De fapt, ca să înțelegem mai bine conceptul de fericire, haideți să-i dăm un sinonim real. Fericirea este acea stare de împăcare care o ai fără niciun motiv. Aceasta este o fericire care continuă să existe. Dacă o fericire apare ca urmare a unui motiv, odată ce motivul s-a împlinit, nefericirea apare. Deci, starea de împăcare interioară a noastră, fără niciun motiv, este acea stare de fericire care ne interesează pe noi. Și voi puncta patru mari drumuri. Primul drum, copilul se naște și în prima parte, să zicem că el va călători spre est și va fi atras de iubire, de dragoste, atât când e mic, la nivel față de părinți, față de fratelui, față de surorile lui. Pe măsură ce crește, față de o persoană iubită, față de familie și așa mai departe. Crezând că fericirea îi va veni din iubire. După 20-25 de ani, poate mai târziu, poate mai devreme, îți va da seama că nu iubirea îi va aduce fericire. Fericirea și atunci completă. Va călători spre vest. Călătorind spre vest, se va orienta către bani, către partea materială și va zice, în mod cert, banii și situația materială îmi vor aduce fericire. După un timp, 30-35 de ani, poate mai devreme, poate mai târziu, îți va da seama că ai investit tinerețe, sănătate și energie ca să obțină bani, a ajuns să obțină bani, mai mult sau mai puțin, dar nu mai are nici tinerețe, nici sănătate, nici fericire. Deci, clar, nu acesta este drumul care îi va aduce fericire. În situația aceasta, va căuta prin sisteme de nutriție, sisteme de îngrijirea corpului, fitness și alte sisteme, să-ți regăsească acea sănătate zicând, sigur, dacă îmi voi reface sănătatea, voi fi fericit. Și călătorește spre sud. Ducându-se spre sud, investește destui ani, unii obțin sănătate, alții mai puțin, dar amândouă categoriile își vor da seama că fericirea este mai departe decât credeau ei. Și atunci ajung la ultimul drum, drumul către nord, și anume partea spirituală. Partea spirituală definită ca un manual de utilizare a ființei umane. Pentru că atâta timp când nu știi ce poate ființa ta, ce pretenții să ai de la ea și cum să-ți manageriezi aceste posibilități, automat vei fi nefericit. Odată cu acest drum spiritual, acest drum al cunoașterii de sine, vei începe să devii mai stăpân pe tine, mai stabil și vei fi mai mulțumit de ceea ce ești, de ceea ce faci. Odată spus acest lucru, în timp ce Occidentul s-a îndreptat spre
motivele exterioare care pot aduce împăcare, prosperitate și fericire, Occidentul, Orientul a făcut acel drum, dar în sens invers. S-a dus către interior, adâncindu-se în propria ființă pentru a vedea acele răspunsuri extraordinare la cele patru mari întrebări care ni le punem, de unde venim, cine suntem, unde ne ducem și care e scopul nostru pe Pământ. Acest lucru, încă din cele mai vechi timpuri până în prezent, a dat naștere la o multitudine de abordări care să perfecționeze această ființă umană. Ei, toate aceste abordări s-au încadrat în acest domeniu spiritual. Ele au căutat să agreeze, să împace, să compatibilizeze dezvoltarea noastră fizică în plan fizic cu dezvoltarea noastră în plan spiritual. Și oamenii au devenit conștienți, așa cum și noi suntem conștienți că fără un profesor de pian nu putem învăța să cântăm la pian, fără o școală nu putem să fim ceea ce suntem, fără un profesor nu putem să ne depășim profesorul. Oamenii au devenit conștienți că este necesar un mentor, un maestru, un profesor. Și aici începe marea problemă cu care Occidentul se confruntă și acum. Și anume, ce este un profesor, un mentor, un maestru spiritual? Este el diferit? Sunt atâtea filozofii în vest încât e bine să coborâm cu picioarele pe pământ. Dacă privim un maestru, și în viața aceasta am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți, și adevărați și falsi. Ce pot spune este că un maestru este la fel ca orice om. Carne, sânge, organe, absolut la fel. Diferența între un maestru și un om care nu are nicio orientare spirituală este doar o diferență privind nivelul de conștiință, privind nivelul de conștiență, privind sistemul de valori la care se raportează. Și capacitatea de a controla anumite funcții ale corpului, procese mentale și așa mai departe. Privind scopul și capacitatea de a se stăpâni, o perfectă stăpânire de sine în situații dificile. Putem spune că a găsi un maestru nu este un lucru ușor. Cum la ora actuală, după 90, această explozie de maculatură în domeniul spiritual îți creează probleme foarte mari în a găsi o carte reală, cu adevărat reală, în domeniul spiritual, care să aibă o tradiție, să aibă o verificare a timpului de mii de ani. Ei, acum hai să vorbim de partea asta. Elevii, discipoli. În Occident este și în partea asta o problemă. Sunt elevi sau discipoli sau oameni care caută maestri, se duc efectiv în India, Tibet, China, peste tot în lume și vor avea o atitudine de parcă ar fi în fața lui Dumnezeu, în fața lui Iisus. Nu mai pot gândi. Ei se auto-orbesc pe ei. Da, și îl pun pe acel presupus maestru pe un piedestal în care orice ar face are o justificare, exact. A vrut să-l testeze. Exact. Și noi cunoaștem multe istorii, atât la nivel global, cât și la nivel național, care au trecut prin așa ceva. Sigur. Detalii. Sunt alți oameni, deci alți căutători, alți elevi, care vin cu o atitudine de superioritate, de neîncredere, de a-l determina pe acel profesor să scoată tot ce e mai bun și tratându-l în continuare și judecându-l. Exact. Tratându-l și judecându-l ca pe ceva nesemnificativ, ca și cum lui se cuvine totul, iar celălalt doar o pură întâmplare. Să fie mulțumit că îl ajută. Cele două atitudini nu sunt atitudini corecte. În primul rând, profesorul, maestru sau instructorul este un om care deține o competență într-un domeniu. Noi mergem la acel om pentru a putea face un transfer de cunoaștere, de tehnologie, pentru a putea deveni bun în ceea ce ne interesează pe noi. Aici să pun o întrebare. Ai spus foarte frumos că maestru are așa zise sau are niște capacități speciale față de omul comun. Da. Capacitățile
contrar crezului care există în vest, nu sunt condiționate de conduita morală, de caracterul persoanei. Adică poate să fie persoană cu capacități așa numite paranormale, dar care să nu fie să nu aibă nicio moralitate, da, să fie... și să se folosească de acele capacități pentru a-și satisface interesele. Exact. Deci, există o cale albă, o cale neagră, nu ne interesează. Cu alte cuvinte, existența unor capacități și demonstrarea lor nu este o condiție că acel om este un om spiritual. Care un caracter și este integru. Da. Deci, eu personal am cunoscut foarte mulți maestri, am văzut lucruri care... Chiar aș vrea să ne povestești dar, experiențe exact, și ce exact puteau să facă deci, acei oameni. Am văzut maestri care au capacitatea de a executa acțiuni de pirochinezie, adică de a declanșa de la distanță aprinderea unor substanțe, unor elemente, unor haine sau unor bucăți de lemn, pur și simplu prin emisia de energie foarte puternică, care va face să ardă acel lucru. Pe internet există o serie de filme. Pe internet există, dar sigur, acum unii pot să suspecteze că nu, sunt... În schimb, eu vorbesc din experiența personală, deci drumurile mele în Asia de Sud-Est, Singapore, Thailanda, China, Rusia, Siberia, deci până acolo, peste tot am întâlnit oameni cu capacități deosebite. Am întâlnit, bineînțeles, și oameni care aveau un caracter neintegru și oameni cu un caracter extraordinar. Personal, nu sunt uimit sau fascinat de aceste capacități deosebite, dar sunt uimit și apreciez extraordinar de mult, mai ales în timpurile care le trăim, un caracter integru, un caracter moral, pentru că, așa cum zicea Eminescu, mai degrabă găsești o bucată de aur pe stradă decât un caracter. Și asta era pe la 1880, deci cu mult timp în urmă. Ei bine, aici aș vrea să menționez că rămâne în memoria mea o amintire extraordinară. O doamnă în vârstă, care venise din China prin anii 90, și lucra la o tărăbuță undeva în Dragon, vânzându-și produsele pentru a-și ajuta familia. Cu această doamnă aveam să mă întâlnesc într-o dimineață, pe la ora 6-6:30, dânsa făcând anumite exerciții în parc, de Qigong, Tai Chi, cu o grație extraordinară. Din vorbă în vorbă, destul de dificil pentru că nu știa chine, nu știa română, nu știa engleză, avea să mă învețe acele practici care le primise de la bunica ei. De-a lungul unui an, în fiecare dimineață, nu exista sărbătoare, duminică, luni, plecare, nu exista absolut nicio scuză. Am urmat cu ea aceste practici și pot spune că într-un an de zile am ajuns să o cunosc extraordinar. În sensul că a dat dovadă de o conduită morală extraordinară. La pol opus am întâlnit maestrii care cu adevărat sunt uluitori. Adică pot să treacă prin zid, pot să... Asta pare greu de crezut. Pare greu de crezut, dar o să vorbesc despre acest aspect și anume ceea ce o călugăriță în munți la un templu unde mă pregăteam acum ani de zile avea să-mi spună, problema ta este că te raportezi la tine ca fiind corp de carne. Atâta timp cât te vei raporta la tine ca fiind corp de carne, nu o să poți face față la antrenamentele de aici. Bun, e adevărat că fizica cuantică, cu descoperirile făcute, arată că la un anumit nivel... Că celulele pot să se... Că la nivel de celulă, da, elementele, componente, care sunt atât de mici, sub 7 kilodalton, pot să treacă de la nivel de particulă la nivel de undă. Fizica cuantică, de fapt științele cuantice, sunt o încercare extraordinară a Occidentului de a putea înțelege religia, practicile ezoterice, natura spirituală a omului,
și toate fenomenele, așa zise, paranormale care se întâmplă în zilele noastre. Dar este doar o încercare. Mai are să treacă mult timp până când va ajunge să aibă un contur clar, global, asupra dimensiunii care vrea să o studieze. Merită toată aprecierea și tot respectul. În acest sens, aș vrea să menționez niște oameni, niște români extraordinari. Într-o perioadă în care comunismul era în glorie, academicianul Eugen Makovski, care a scris o carte extraordinară, Structura materiei vii, avea să demonstreze cu fapte că materia este însoțită de un câmp noetic, un câmp informațional și că lucrurile se întâmplă într-o cantitate mult mai mare în acel domeniu, în acel tărâm informațional decât în acest tărâm fizic. Sunt mulți oameni extraordinari, de exemplu domnul profesor doctor Trandafir, Traian Trandafir. Este un om extraordinar care l-am întâlnit și a pus la punct un curs de medicină cuantică foarte bine pus la punct. Ați recomandat tuturor doctorilor să facă acest curs. A găsit niște cuvinte atât de simple, să explice niște lucruri atât de complicate, încât merită fructificat acest moment. Dar să revenim la oile noastre. Deci, chiar ar fi interesant de știut, dacă tot suntem în zona de puteri așa numite paranormale, dar nu există nimic paranormal, totul se înscrie în... Dincolo de înțelegerea noastră de astăzi. Da, asta paranormalul e, adică... de astăzi este normalul de mâine, este ceea ce spunea Valeriu Popa acum mai bine de 25 de ani. Pentru că a vorbit la telefon acum 300 de ani, părea vrăjitorie sau un lucru, să vorbești cu cineva în cealaltă colț al planetei. Bun, cred că ar fi foarte interesant să insistăm pe această zonă, deși mai avem puțin și trebuie să intrăm în pauza publicitară. Da. Dar ar fi interesant, spre exemplu, să știm mai multe despre călugării Shaolin, despre testele pe care le dau și performanțele extraordinare la care ajung acești oameni. E doar un exemplu, o parte din lumea spectaculoasă și magică a Chinei. În China există mai multe direcții de dezvoltare. Shaolinul este un domeniu, o abordare foarte puternică din punct de vedere al budiștilor. Și ani de zile am fost acolo și am studiat, am practicat cu ei. Ceea ce am putut să văd acolo sunt lucruri care, într-adevăr, este greu să crezi dacă nu vezi, dacă nu ți se întâmplă. De bună Dar oară, vom vorbi despre asta. De bună reține, oară, reține exact ideea, da? Da, cu paharul. După pauza publicitară, pentru că am ajuns la dincolo de mijlocul emisiunii, deci vom reveni exact la călugării Shaolin, rămâneți aproape de televizor. Înainte de pauză însă vreau să vă fac un anunț și să vă invit la un eveniment foarte important. În data de 10 mai 2016 vom organiza un eveniment la Sala Dales din București, în apropiere de Intercontinental, unde vom organiza o conferință cu tema Românii în mileniul de întuneric, eveniment cu ocazia căruia vom lansa și cartea Românii în mileniul de întuneric. Aveți aici coperta acestei cărți, o carte scrisă de Marius Finkă. Conferința pe care va fi organizată la Sala Dales pe 10 mai 2016, marți, de la ora 19, va fi susținută de conferențiar universitar dr. Gheorghe Iscru și profesor dr. Gheorghe Iscru. Sigur, voi fi și eu prezent acolo și voi face oficiile de gazdă. Așadar, vă invităm, intrarea este liberă, marți, 10 mai, de la ora 19, la Sala Dales, la acest eveniment deosebit, spun eu, o conferință cu tema Românii în mileniul de întuneric și lansarea cărții cu același nume. Revenim după câteva minute și continuăm povestea cu China magică, călugării Shaolin și alte lucruri spectaculoase.
Am revenit și continuăm de unde am promis, de la partea cu călugării Shaolin. Înainte de pauză, psihologul Adrian Canta ne vorbea despre faptul că, fiind în China, a ajuns în mănăstirile Shaolin, a practicat împreună cu acești călugări și a văzut lucruri excepționale, performanțe deosebite pe care un om obișnuit nici nu poate visa să le realizeze. Dă-ne mai multe detalii. În primul rând, aș vrea să spun de ce au ajuns la aceste performanțe. În China există ceva foarte interesant. Deși există mai multe sisteme religioase, o practică ezoterică are o bază ca fiind o religie pentru oameni care au un nivel de conștiință mediu. Pentru oamenii care merg dincolo de religie, care sunt interesați de partea spirituală pură și se dedică întru totul, atunci orientarea lor este către această abordare ezoterică a practicii, a legăturii lor cu însăși forța supremă, a iluminării lor. Ei bine, faptul că acolo, în fiecare an, se întâlnesc cei mai buni de la Shaolin, cei mai buni de la Wutan, cei mai buni din Huashan, cei mai buni de la confucianism, de la budist și chiar de la creștini nestorieni, este o ramură a creștinismului care a migrat într-o perioadă timpurie în China, ducând una dintre cele mai extraordinare tehnici, și anume practica de pregătire a omului pentru a primi acel Duh Sfânt. Acum, la noi, în Occident, când se vorbește despre așa ceva, parcă ai vorbit despre o poveste frumoasă, dar neadevărată. Înțeleg. Eu că aveam acolo să fiu interesat, da, de acea practică și ani de zile am căutat peste tot și în cele din urmă să o găsesc acolo în muncii chinei, în mănăstirile de acolo și să pot să o învăț, să o înțeleg. Ce interesant acolo, înțeleg, aceste curente religioase coexistă, nu se exclud, nu spun se ceilalți n-au dreptate, doar noi, doar prin noi este. Se completează. Haideți să vedem ce spune un mare maestru despre religii și practicile ezoterice. Dar nu ne-ai spus ce performanțe și ce ai văzut? Despre el este vorba și despre aceste performanțe. Este un maestru Shaolin? Da. Acest maestru spune că la baza tuturor religiilor există o mare de diferență, este o diferență atât de mare încât oamenii se simt izolați unii față de ceilalți. Pe măsură ce urci muntele spre vârf, lucrurile devin comune. Acest lucru ar trebui să ne dea de înțeles că noi nu ar trebui să ne luptăm că numai noi avem dreptate. Nu. Acum, revenind la Shaolin, ei au preluat toate aceste tehnologii de-a lungul timpului, atât datorită exodurilor de oameni de știință, de cultură, de tehnici venite din vest. Nu numai acum s-a întâmplat această migrație a tehnologiei, a informației. De-a lungul miilor de ani s-a mai întâmplat de multe ori. Uneori datorită inchiziției, alteori datorită unor interese care obscure. Toate acestea au făcut să migreze foarte mulți oameni de valoare care au dus cu ei cunoștințe, tehnologii în China. Împăratul nu numai că nu i-a gonit, i-a primit, le-a creat un oraș și în timp au asimilat toate aceste informații, exact ce se întâmplă și astăzi. Revenind la ce am văzut în acea mănăstire. În primul rând, ei sunt capabili să lucreze cu corpul uman la un nivel la care doar luându-l ca și corp de carne, nu poate să facă față. De exemplu, un experiment. Un maestru foarte în vârstă reușește să-și proiecteze energia într-un mod atât de intens, schimbând polaritatea, încât pur și simplu intră în levitație. Acest lucru putându-l să-l facă într-o măsură mai mică, și îi permitea să poată să sară de pe loc cu aceeași forță, dar corpul fiind usurat, înălțimi foarte mari. Ceea ce vedem noi în filmele cu chinezii luptând, cu Shaolin care luptând, sară 7 metri prin copaci. Da, au o idee reală în spate.
pot să schimbe structura moleculară a unui pahar cu apă. În sensul că vii cu o sticlă îmbuteliată, care stă într-un areal, să zicem, de 3-4 metri, și în momentul în care proiectează un anumit tip de energie și informație, apa din acea sticlă, acel recipient, devine dulce, dar nu numai acel recipient. Tot aerul din cameră devine dulce, parfumat, și hainele, deci în momentul în care puneam limba efectiv pe haină, pe țesătură, se simțea un iz foarte puternic de dulce. Bun, astăzi există aparate care pot să facă acest lucru, să transfere într-un pahar la distanță cu apă distilată anumite proprietăți. Da, sau... dar este ceva diferit. Când italienii au dus această apă în Italia, la laboratoarele din Milano și din Roma, ei nu au reușit să stabilească cu ce e diferită acea apă față de o apă normală. Pentru că nu era. Era diferită, dar nu putea fi detectată. Aveau un sistem de referință la care să se raporteze. Uh-huh. Ca să poți să stabilești o diferență, ai nevoie de un sistem de referință. Acum, de exemplu, a pune mâna pe un om și a putea să emiți curent electric cu intensități diferite, care să se miște în corpul celuilalt pe trasee diferite, în funcție de ce gândește acel emitor, este uimitor. Este uimitor, dar este, deja este comun, lumea acceptă. Dar și pentru sceptici, eu le spun, uitați-vă în regnul animal. Veți vedea că există pești și o serie de animale care produc ori lumină, da? Da. Ne gândim la banalii licurici, dar la nenumărate animale marine care produc lumină, exact. Și o serie largă de animale, și marine, dar și cred că și pe uscat sunt, care produc șocuri electrice și își electrocutează mai ales animalele marine. Acum 2 ani noi am vorbit despre acest fenomen, că se datorează unor celule specializate pentru care produce curent electric, ele produc curent electric, și anume electrocite. Numai că la noi aceste celule au intrat cumva în involuție, datorită mediului, datorită scopurilor noastre, însă ele au fost reactivate prin aceste practici și astfel ei au ajuns la aceste performanțe. Deci, haideți să vorbim puțin despre capacități. De ce noi avem nevoie de capacități? Lucrurile vor deveni din ce în ce mai complexe. Asta înseamnă că informația care va ajunge la noi doar prin cele 5 simțuri va fi insuficientă. Ca dovadă, noi am descoperit tot felul de tehnologii care să ne aducă informația de la distanță. Totuși, vom ajunge curând la un nivel la care tehnologiile ori se transformă, vor lua o altă abordare, ori dacă nu, va trebui să apelăm la ceea ce este deja în noi. De anume, dezvoltarea spirituală a omenirii la un nivel la care să înțeleagă rolul ei în univers și cum să-ți mențină echilibru în raport cu universul. Deocamdată noi nu putem vorbi de acest nivel vis-a-vis de ce se întâmplă în Occident. Haideți să vedem toate aceste transferuri de tehnologie au fost validate, au fost menționate în tot felul de scrieri, cum e de exemplu Călătorie spre Vest. O carte celebră în China și în Occident, care vorbește despre modul cum a fost preluat budismul cu toată tehnologia lui în China. La ora actuală, noi trăim momentul în care China a putut să transfere aproape întreaga tehnologie din Occident la ea, în țară, și acum 2 ani sau 3 ani, președintele Chinei a spus că în acest moment, China se pregătește să treacă de la o țară manufacturieră la o țară inovatoare. Deci, deja avea o bază de tehnologii, de informații. În sensul că o perioadă a copiat tot ce s-a putut, mai ales că legea drepturilor de autor nu funcționa la ei și au luat orice marcă pe invenție și au reprodus-o. Absolut. Iar acum au creat baza și vor să vină cu creativitate. Vin și dezvoltă mai departe. Așa. Nu putem spune că ei nu au această capacitate de aprofundare. Istoria arată că ei au așa ceva. Deci, putem spune doar atât.
Ei au urmat un precept care noi ar trebui să-l urmăm. Ei au mers peste tot, au luat tot ce este bun și au adus în țara lor. Undeva în Biblie, într-una din epistole, spune, Apostolul Pavel zice, chiar dacă cultivați această cale, trebuie să mergeți peste tot, să luați tot ce este bun și să aduceți în țara voastră, acasă, în familia voastră. Și noi trebuie să facem la fel. Să aducem toate aceste lucruri minunate pentru acest popor. Pentru a putea ridica nivelul de conștiință. Da, pentru asta trebuie să, avem, trebuie să avem alți lideri, pentru că cei care ne conduc de 20 ceva de ani sunt trădători, cei mai mulți dintre ei, da? Incompetenți, vânduți, corupți până în măduva oaselor, au aservit România unor interese străine, trăim într-o țară sub ocupație, da? Prin urmare, arma pe care o avem noi acum este educația. Și atunci... Materia cenușie. Da. Aici trebuie să acționăm, pentru că, dacă nu noi, măcar generații următoare să poată să recupereze ce s-a pierdut în această perioadă. Haideți să vă spun, să spun un mesaj, un sfat care un maestru din China mi l-a dat. Și anume, omenirea traversează perioade de dezvoltare, perioade de creștere, perioadă de scădere, perioadă de involuție. Perioadă deci yang, perioadă yin, există o ciclicitate. Da. A spus ceva extraordinar. Și anume, trecem într-o perioadă de deschidere spirituală în care atât de multe informații cu caracter spiritual, care odată asimilate și făcute să facă parte din viața noastră, ne-ar putea face viața mult mai bună, dacă noi vrem să le asimilăm. Deci în această perioadă noi trebuie să fim deschiși spre această deschidere. Pentru că nu, poarta aceasta nu va mai fi mult timp deschisă. Deci aproape începe să se închidă. Odată ce se va închide, toate aceste cunoștințe vor dispărea. Eu cred că va mai fi deschisă mult timp. Nu știm când va fi lucrul ăsta. Dar ciclicitatea întotdeauna a fost, este și va fi. Ei, bine. Eu sper în niște cicluri mai largi, adică dacă am trecut bineînțeles. Prin niște milenii de întuneric, mai mult sau mai puțin, nu în toate zonele, pentru că în Orient, perioada întunecată din Evul Mediu de la noi, acolo s-a dezvoltat spiritualitatea. Perioada dinastiei Ming, de la 1300 da? Și ceva până la 1644, este numită epoca de aur a Chinei. Perioada în care cultura, rafinamentul, descoperirile, știința și toate practicile ezoterice au înflorit atât de mult încât orice om, indiferent de statutul lui, avea acces la acele informații pentru a-și transforma viața și a-și transforma familia. Și am putea spune că astăzi în China, există ce... în condițiile în care există acest scandal mondial legat de acea grupare Falun Gong pe care chinezii i-ar fi făcut varză și trafic de organe pe așa, plus că au invadat Tibetul, adică sunt niște elemente pe care Occidentul le folosește pentru a arăta că în China lucrurile sunt destul de urâte din perspectiva drepturilor omului. După 1644 da? A urmat această involuție trecând prin tot felul de răscoale, războaie, răscoala boxerilor și așa mai departe, războiul mondial, perioada comunistă de cea mai proastă amintire, maoismul, în care totul a ajuns la extrem. Atunci acei maestri erau vânați, pur și simplu. Da. Dar, după aceea, a urmat din nou o deschidere. Și asta este situația la ora actuală, că în Orient, ei recunosc, ei imediat s-au dat seama că trec în această perioadă de deschidere, că această poartă deschisă și au o atâta efervescență în a asimila aceste practici. Deci dacă mergi în China, dimineața la ora 3 e pușderie. Deci sunt atât de mulți oameni în parcuri care practică, încât stai și te închini. E doar ora 3, 4, 5, dimineața. La ora 6. Deci vorbim de dimineața. Vorbim de dimineața, nu o seara. Noi vorbim dimineața. Deci pe la ora 6, 6 jumate, mai mult bătrân decât tineri. Pe la 7, 8 s-a terminat. Deci
ei înțeleg clar cât de importantă este partea spirituală. Pentru că indiferent ce ai avea, dacă nu ai această parte spirituală, nu numai că nu o să-ți aducă ceva bun, dar te poate pierde. Dă unui copil care nu are o înțelegere, o sumă mare de bani sau o anumită poziție în familie sau într-un oraș și îl va distruge. De ce? Pentru că îi lipsește acea maturitate spirituală, acea maturitate a conștiinței. Ei bine, haideți să concluzionăm. Toate școlile vechi, cum ar fi Shaolin, Amei, Watan și așa mai departe, toate aceste școli și-au împărțit drumul de la un om mediocru, un om simplu care nu practică nimic, până la un om ajuns în culmea gloriei, în culmea umanității, în culmea iluminării spirituale, în 72 de etape. Și ei numesc aceste 72 de etape nivele. Nivele de dezvoltare. Nivele de evoluție spirituală. De 72. Nivelele astea nu sunt doar pur teoretice. Aș vrea să enumăr doar 4. Nivelul 0 este un om care consumă energia, nu-l interesează niciodată de a se orienta către un drum spiritual. El consumă energia, această energie nu se poate acumula. Fiu acesta solar, energia aceasta solară, nu poate să umple acest vas al centrului ființei lui. Să nu uităm, noi venim din rădăcina noastră, iar rădăcina noastră este buricul. Noi suntem ca un fel de ciorăpel croșetat, da, care s-a dezvoltat. Nu avem mult timp să vorbim despre celelalte. Pe scurt, nivelul 0 este vorba de un om care nu practică. Nivelul 1 este vorba de un om care reușește să umple acest vas cu energie solară. Deja devine conștient, conștiința devine fixă, în sensul că se urmărește cu o asiduitate extraordinară scopurile care și le-a propus. Nivelul 2 3. Este nivelul 2, 1, 0, 1, 2. A, 0, nivelul 1. 2 este capacitatea de a comprima această energie până când devine ca o sferă, la început gazoasă, apoi lichidă, apoi solidă. E bine, nivelul 3, ce înseamnă asta? Înseamnă că el va avea un sistem de referință propria persoană și gravitația nu va mai putea influența în gândire, în simțire și în acțiune, la fel ca pe un om de rând. Și nivelul 4 este desprinderea acelor fire care țin această sferă de energie, desprinderea acelor fire și coborârea yang-ului, energiei solare, către energia yin în partea de jos. Acum, când tu ai vorbit puțin, te-ai exprimat simbolic, da. Polaritățile, minus și plus, în momentul în care amândouă se echilibrează în noi, se subordonează conștiinței noastre și ascultă întru totul de noi, ne pot ajuta să punem ordine în viața noastră, atât interioară cât și exterioară. Ce vreau să spun acum, ca o concluzie din ce ne-ai povestit tu, este faptul că din perspectiva evoluției omului în sistemele tradiționale chinezești, de la materie la lumină, da, de la particulă la undă, nivelele de bază din cele 72 presupune, da, deja să fii un om care ai o practică spirituală, ești echilibrat, ai niște idealuri spirituale clare și le urmezi. Asta înseamnă că celelalte nivele presupun niște lucruri mai speciale și că trecerea de la un nivel la altul nu se face formal, din câte știu eu, ci prin intermediul unor examene, unor teste, exact, și teste, nu ai acces la alte informații la un alt, absolut, nivel până când nu dovedești performanțe, absolut, specifice, absolut, nivelul la care ești. Mai mult decât atât, ei trebuie să aibă o viață normală, familială, socială, financiară, spirituală, echilibrată, deci nu trebuie să perturbe familia. Ăsta este plusul lor de muncă. Nu, eu nu fac nimic decât asta și voi faceți pentru mine. Nu! Ăsta cu excepția celor care sunt la anumite nivele, sunt retrași, da, în mănăstiri deja și s-au dedicat. Dar noi nu vorbim de aceea. Da. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. A fost o emisiune foarte interesantă, cu informații deosebite. Sigur, e doar așa. Am zgriat puțin suprafața, exact, acestei lumi, exact, a Chinei.
Cu siguranță vom mai vorbi despre aceste Absolut. Subiecte și cred că modelul chinez ar trebui să fie în atenția noastră din multe puncte de vedere. Educația. Vă invit să vizitați și site-ul nostru cunoaștelumea.ro, un site în care veți găsi multe informații specifice acestei emisiuni, un site care a ajuns la performanțe deosebite pentru luna aprilie, vă pot spune așa și ne mândrim cu asta, site-ul Cunoaște Lumea a ajuns la o medie de audiență zilnică de aproape 40.000 de vizitatori pe zi și a depășit simțitor România Liberă, Cotidianul, Capital și alte B1 TV, Prima TV pe internet. Găsiți foarte multe lucruri interesante, vizitați cunoaștelumea.ro. Ne vedem peste o săptămână. Toate cele bune!